Numele meu este Mihai Gafar, sunt project manager de ceva timp și o să facem împreună cursul acesta despre timp și cost. În primul rând, are cineva vreo întrebare până acum? Are cineva ceva de zis? Ok. Bun. Am creat și o prezentare, vom merge împreună prin ea cât să marcheze câteva idei importante. La sfârșitul cursului veți fi mai încrezători în a estima și a crea estimări de timp și de cost. Și acesta este scopul. Ok. Atunci, dacă nu există nicio întrebare până acum, o altă chestie pe care am văzut-o la alt curs, s-au pus întrebări în chat. Deci dacă vrea, poate să facă cineva și asta și o să mă uit să văd dacă este ceva. În altă linie de idei, puteți să mă și întrerupeți dacă aveți ceva de zis, dacă vreți să întrebați ceva, nu sunteți de acord cu ceva și așa mai departe. Ok. Bun. O să-mi prezint ecranul un pic. Așa. Vede toată lumea? Ok. Dacă n-a zis nimeni, nu, presupun că da. Da, da, se vede, se vede. Ok. Bun. Cum am spus, vrem să vorbim despre managementul timpurilor și al costurilor. Chestia asta nu se face, sau hai să zic altfel. Poate fi foarte înfricoșător să trebuiască să faci estimări, să trebuiască să faci estimări la lucruri pe care nu le cunoști, lucruri pe care nu le controlezi tu neapărat sau pe care nu le faci tu. Ideea este, există unelte, există tehnici. Estimările nu sunt perfecte, de aceea sunt estimări. În esență, prin tehnicile pe care vreau să vi le arăt, putem învăța cum să facem estimări. Unele mai precise, altele mai puțin. În esență, depinde de timpul pe care îl investim în această activitate. Ok. Bun. Iarăși, ca idee, scopul nostru este să controlăm proactiv tot ce înseamnă timp și cost. Trebuie să monitorizăm tot ce înseamnă activități, cum decurg, cum sunt consumate resursele pe un proiect. Trebuie să urmărim costurile, să identificăm ce anume se întâmplă, de ce avem deviații de la plan. Asta ca idee, ca să înțelegeți că toate aceste lucruri trebuie făcute proactiv și depind de noi. Ok. Înainte însă de a discuta un pic despre timp și cost, trebuie să discutăm despre scop. Toate aceste lucruri sunt interconectate. Și de ce zic asta? În primul rând, vom presupune aici că scopul este foarte bine definit, foarte bine determinat pe proiectul pe care vrem noi să-l facem. Trebuie să descompunem acel scop. Trebuie să îl spargem. De exemplu, hai să zicem în felul următor. Proiectul meu, contractul meu este pentru construirea unei case. Acela este scopul. O casă de 500 de metri pătrați pe 5 etaje, 4, oricum. Am un scop bine definit. Se știe ce anume se vrea de la mine. Și atunci știu ce trebuie să estimez. Iarăși, aici intervine presupunerea că noi deja avem un scop foarte, foarte bine definit. Ok. Am primit acest scop. Acum, eu trebuie să-l sparg în livrabile. Trebuie să știu care sunt bucățile muncii pe care eu o voi livra. Până, ca și întrebare, am mai auzit cineva de Work Breakdown Structure până acum? Da? Nu? Poate? Ok. Atunci, cum am spus, este descompunerea scopului la nivel de livrabil.
Și am aici, de exemplu, pe următorul slide, o poză care poate explica. Ok. Vede toată lumea? Are vreo întrebare cineva până acum? Ok. Bun. Cum am spus, trebuie să spargem acest scop. În imaginea asta există un grafic, un work breakdown structure. Un work breakdown structure pentru, nu știu, lansarea unor jucării pentru copii. Eu, de exemplu, hai să plecăm de la ideea că ăsta este proiectul pe care eu vreau să-l fac. Gândiți-vă acum că puteți aplicați asta pe absolut orice. Sunt metodologii, sunt tehnici. Pot să aplic această spargere sau această structură la, nu știu, deschiderea unei gogoșerii sau lansarea unei rachete în spațiu. E același principiu. Crește complexitatea, crește timpul pe care trebuie să-l investim, riscul și așa mai departe. Ok. Cum se vede? Am spart aici mult mai multe lucruri. De exemplu, dacă vreau să fac marketing, trebuie să creez broșuri, trebuie să creez reclame, trebuie să creez spoturi. Lucrurile astea sunt livrabile. Eu asta trebuie să livrez pentru a avea la sfârșit jucăria asta nouă pentru copii între 5 și 9 ani pe care eu s-o țin în mână, eu trebuie să livrez toate aceste lucruri care sunt aici. Cum am spus, este doar un exemplu ca să ajute un pic. Ok. Acum, avem nevoie de spargerea asta pe livrabile ca să putem să înțelegem ce anume trebuie să estimăm. Pentru că trebuie să estimăm cost și timp. Chestii care sunt diferite. Fără a înțelege ce anume avem de livrat, nu putem să facem asta. Ziceam de metode. De exemplu, descompunerea. Unde plec de la... Și unde vreau să ajung? Și încep să descompun activitatea în bucăți cât mai mici, cât mai manageriabile. Înțelege toată lumea până aici? Există vreo întrebare? Nu, se înțelege. Ok, super. Bun. Cum am spus, descompun. Merg de la cel mai sus, de la unde vreau să ajung și încep să descompun toate activitățile. Dacă, iarăși, facem un exemplu, crearea broșurilor de aici. Ca să creăm o broșură trebuie să avem un designer, trebuie să angajăm acea persoană, trebuie să facem un contract, poate să o facem noi, poate o face altcineva, un terț. Toate aceste lucruri sunt activități pentru a livra acest lucru. Ok, bun. Rolling Wave Planning se referă la următorul lucru. Dacă eu, de exemplu, am incertitudine foarte mare, să zicem că vreau să fac ceva ce nu s-a mai făcut până acum, o inovație, o creație total nouă. Având în vedere că am foarte mare incertitudine, eu încep să fac planuri și să încep să fac structura în iterații. De exemplu, vreau să construiesc o clădire de 1000 de etaje. Nu știu, imposibil, nimeni n-a mai făcut-o. Bun, ca să ajung acolo, eu nu știu dacă o structură va rezista la chestia asta. Eu plec de până unde știu. Nu știu, știu să construiesc până la 100. Ok, înseamnă că va mai trebui să țină încă 900. Hai să o construiesc să poată să susțină o greutate de genul. Și atunci încep să-mi planific în iterații. Asta pentru a putea face față incertitudinii. Pe măsură ce noi avansăm în timp, lucrurile devin mai sigure. Incertitudinile dispar, chestiile devin concrete. Și atunci putem folosi chestia asta în avantajul nostru. Cum am spus, asta se folosește dacă eu vreau să fac o inovație. Vreau să fac ceva ce nu am mai făcut. Iarăși, nu trebuie să vă gândiți neapărat la, nu știu, rachete spațiale pe bază de apă, dar... De exemplu, eu ca organizație vreau să fac un business pe care nu l-am mai făcut. Vreau să, nu știu, adopt o tehnologie pe care n-am mai folosit-o. Se poate aplica același principiu. Ok. De ce fac toate lucrurile astea? Pentru a crea acest dicționar. Dicționarul are ca și scop definirea acestor livrabile. Este... foarte plin de informații, asemenea unui dicționar.
cum am zis, descrierea muncii, ce anume trebuie făcut pentru ca acel livrabil să fie considerat complet ca criteriu de acceptare. Care sunt acele criterii? Care este standardul de calitate la care trebuie să dau acest lucru? Care este standardul de calitate la care trebuie să fie broșurile sau avertizmentele promo la televizor? Cum? Ce fel de constrângeri, ce presupunere avem? Noi, de exemplu, dacă vreau să fac ceva ce n-am mai făcut până acum, eu voi face estimări la acel livrabil pe baza unor presupuneri. Pentru că nu m-am mai lovit de el până acum. Care sunt acelea? Care sunt constrângerile pe care le avem? Iarăși, gândiți-vă în felul următor. Dependințe. În imaginea aceasta, eu aici am această structură organizată logic. De exemplu, prototype testing, initial prototype, product development, toate lucrurile astea sunt logice. De exemplu, eu nu pot să am produsul final fără a lansa unul sau două prototipuri pe care să le testez. Asta înseamnă că eu am dependințe. Toate activitățile noastre au dependințe. Iar în acest dicționar putem să identificăm aceste dependințe. Pentru că, iarăși, destul de simplu, dacă stai să te gândești, e o reprezentare vizuală a activităților pe care eu le am. Și, iarăși, dacă am scopul bine definit, atunci știu exact ce anume trebuie să fac. Știu exact care îmi sunt livrabilele. Le am într-o formă vizuală, pot să le văd, să le ordonez. Pot să-mi dau seama ce îmi lipsește. Pot să identific mai bine riscuri. E o structură, este o metodologie care ajută. Ok, bun. Și un alt lucru aici pe care l-am specificat, RACI. Știe cineva cine e o matrice RACI? Ok. Este o unealtă destul de importantă. Și anume, RACI vine de la Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Este o împărțirea rolurilor și a responsabilităților. Responsible, cine trebuie să facă munca respectivă. Accountable, cine răspunde dacă acea muncă nu iese cum trebuie. Consulted, cine trebuie consultat. Informed, cine trebuie informat. De exemplu, un stakeholder, o persoană, nu știu, clientul meu, într-o matrice RACI, el va apărea de multe ori ca fiind consulted sau informed. Va trebui să-l consult în legătură cu anumite lucruri, cu anumite decizii pe care vreau să le iau și va trebui să-l informez în legătură cu anumite decizii. Un alt exemplu, eu ca și șef de șantier cu muncitorii care sunt sub mine. Ei vor fi responsabili de anumite activități, dar eu voi fi accountable pentru ceea ce se întâmplă. Dacă ei nu livrează la timp, dacă livrează greșit sau se întâmplă ceva. Chestia asta ajută destul de mult, pentru că setează tonul conversațiilor, setează canale de comunicare. Iar asta este foarte important. Mai ales dacă vrei să manageriezi proiecte destul de mari și mici, nu contează. Pentru că comunicarea e esențială în oricare. Ok. Există vreo întrebare până aici? Ok. Bun. Cum am spus, e un mic ocol. Work breakdown structure face parte din scop, dar nu putem vorbi de timp și de cost fără el. De ce zic asta? Cum am spus, VBS-ul este la nivel de livrabil. După aceea, pentru a estima timp, asta este ordinea metodologiei, definirea, secvențierea, estimarea resurselor și a duratelor. Ok, ca să estimez activitățile, de exemplu, ca în imaginea de mai devreme, crearea broșurilor, acela mi este livrabilul. Eu acum, pentru a estima timpul cum trebuie, trebuie să mă duc un nivel mai jos.
trebuie să mă duc mai în profunzime. Și cum fac asta? Încep să estimez și să, nu să estimez, să definesc activitățile care presupun acel livrabil. De exemplu, iarăși, nu neapărat cu broșuri, vreau să torn, vreau să-mi asfaltez curtea, nu știu, aleea din fața casei. Ok, ăla mi este livrabilul, dar eu ce activități voi avea din el? Găsirea muncitorilor, cumpărarea materialelor, nu știu, pregătirea locației, turnare, nivelare, lăsat să se usuce. Astea sunt activitățile. Astea sunt activitățile de care eu am nevoie ca să produc acel lucru, ca să existe acel produs final. Am nevoie de chestia asta că, pentru că fiecare din aceste durate au, fiecare din aceste activități, pardon, au durate diferite. Voi avea nevoie de un număr diferit de muncitori, de un număr diferit de timp, de un număr diferit de resurse pentru a îndeplini diverse activități. Ok, cum am spus, plecăm de la VBS, pentru că avem nevoie de el pentru a intra în această profunzime. Și iarăși, dacă avem și dependințele identificate, ne ajută mult mai mult. Începem după aceea să facem o secvențiere a activităților. Și asta presupune analiza logică a lor. Cum am spus, în VBS, de exemplu, am livrabilele. Dar eu după aceea, dacă intru un nivel mai în profunzime și încep să văd activitățile de la fiecare livrabil, putem observa care se suprapun, putem observa care se duplică, putem observa care sunt redundante sau nu, putem observa care sunt legăturile între ele, le ordonăm. Există, de exemplu, activități care au reguli diferite. Există vreo întrebare până aici? Că după aceea vreau să dau câteva exemple de secvențieri din astea. Nu. Ok. Bun. Cum am spus, există mai multe, să zicem, posibilități prin care ele se pot combina. Activități care, de exemplu, n-au cum să se termine până să înceapă alta. Un paznic în tură nu are cum să iasă din tură până nu începe următorul. Aia este constrângerea acelui tip de activitate. Din livrabilul apără fabrica. Un exemplu. Un exemplu de activitate care poate să înceapă numai după ce a început alta. Vreau să editez un document, n-am cum să-l editez înainte să-l scriu. Sau înainte să-l scrie altcineva. Ideea este că sunt astfel de legături, iar eu trebuie să le identific, pentru că acest lucru îmi va impacta resursele pe care le folosesc. Ok, există vreo întrebare la ce am zis acum cu secvențele astea? Ok. Bun. Am definit, le-am secvențiat. Trebuie să estimez resursele. Și, iarăși, gândiți-vă că aici există o logică. De ce zic asta? După ce le-am definit, după ce le știu ordinea, eu încep să le estimez resursele și de-abia după aceea duratele. Pentru că duratele sunt direct impactate de către resurse. Există o relație de dependență între ele. Până la un anumit punct. O să explic un pic mai încolo. De exemplu, vreau să estimez resurse. Am nevoie... Cum pot face asta? Gândiți-vă că avem lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum. Proiecte pe care trebuie să le estimăm, să le conducem și nu avem astfel de experiență. Găsim experți. Putem să le luăm interviuri. Putem să avem întâlniri cu ei, conferințe și așa mai departe. Există experți în orice domeniu care pot ajuta. Iarăși, luați asta ca și punct de referință, pentru că există întotdeauna putem folosi inputul sau părerea experților în domeniu.
Întotdeauna avem chestia asta la dispoziție. Putem să găsim, putem să întrebăm. Asta ne va ajuta întotdeauna cu orice înseamnă estimare și incertitudine. Este o metodă. Analiza alternativă. Ce vreau să zic prin alternativă? Am zis mai devreme. Există posibilitatea, de exemplu, la durate, la cost, la VBS, de la acel nivel, de fapt, o să plec. O analiză, de exemplu, make or buy. Vreau să creez acel lucru sau îl cumpăr? Îl subcontractez altcuiva? În arhitectură, de exemplu, se poate folosi chestia asta ca și exemplu, pentru ca o clădire să fie construită, sunt foarte multe laturi care trebuie să se adune și să lucreze împreună. Și atunci, de exemplu, eu ca și firmă pot să mă gândesc dacă, nu știu, îmi creez un birou care să-mi servească unei funcții pe care eu nu o am sau o outsourcez și o cumpăr de la altcineva. Analiza alternativă, iarăși, dacă merită să aștept sau nu. De exemplu, vreau să cumpăr foarte multă materie primă, să zicem oțel, tone întregi, zeci de tone. Pot să iau iarăși o decizie dacă aștept sau nu. Astfel, acest lucru îmi va impacta resursele, îmi va impacta timpul și costul. Există iarăși, ca și experți, foarte multe date publicate, foarte multe date istorice care există pentru diverse proiecte. Informația asta poate fi folosită ca să ne ajute, poate fi folosită ca ghidare, ca instrument care să ne arate pe unde să o luăm. Ok, următoarea ar fi bottom-up. Cum am spus, avem două variante. Facem bottom-up estimating sau top-down. Diferența între ele este acuratețea și timpul care necesită, de care avem nevoie ca să putem să le facem. În bottom-up merg de jos în sus. În bottom-up merg de la primul lucru, nu știu, vreau să asfaltez. Ok, încep să caut muncitorul. Vorbesc cu el, negociez, setez o dată. Este varianta mult mai dificilă, pentru că trebuie să iau fiecare lucru, fiecare pas, de parcă le-aș face acum și să estimez ce voi avea nevoie pe parcurs. E mult mai greu de făcut. Este și mult mai precis, în schimb. Top-down, de exemplu, merg de sus în jos. E bun la nivel conceptual. De asta, de exemplu, e folosit la VBS pentru că sunt la nivel deliverabil. Este la un nivel conceptual. Dacă eu după aceea vreau să estimez ideile acelea, cum se vor manifesta în lume, ar fi mai ok să fac estimarea invers. Pentru că altfel ratez foarte multe lucruri. Și haideți să vă dau un exemplu de analize bune și proaste făcute așa. Exista la un moment dat un client care voia să-și facă digitalizare. Voia să schimbe tot ce înseamnă hârtie și laptopuri cu tablete și telefoane cu iPhone-uri, smartphone-uri și tablete. Să creeze o întreagă aplicație, să se lege cu sistemul de clienți. Mă rog, mai complicat. Ideea este, ei au făcut estimarea la ce aveau nevoie top-down. Și s-au gândit, ok, avem nevoie de asta, asta, asta. Pe parcurs, ce au văzut? Pentru că n-au făcut o bottom-up, de exemplu, și-au dat seama, după mult timp, de fapt, de câte aparate au ei nevoie. Care este scara de care ei au nevoie. După aceea, care trebuie să fie specificațiile pentru ca acest lucru să funcționeze cum trebuie cu aplicația pe care o construiesc. Și-au dat seama că ai nevoie de high-speed internet și trebuie să monteze fiecare post de lucru cu internet. Trebuie să le cumpere alte abonamente. Chestiile astea la un nivel de furnizorul de utilități înseamnă zeci de milioane aproape. Adică contează. Asta pentru că nu sunt făcute neapărat estimările cum trebuie și pe parcurs afli chestiile de genul. Un exemplu... Da, mă rog, cam asta îmi vine acum. Ok, bun. Acum, după ce estimez resursele de care am nevoie, trebuie să încep să estimez duratele. Și aici, putem face lucrurile în mai multe feluri.
Analog. De exemplu, iarăși, gândiți-vă că noi aici operăm sub incertitudini. Noi nu știm ce trebuie, care va fi exact finalul. Și gândiți-vă un pic și la altă chestie. Foarte multe proiecte nu își ating, de fapt, obiectivele de cost și de timp. Majoritatea din ele și le eșuează. Așa că plecăm de la estimări, plecăm de la ceva ce nu știm și adaptăm pe parcurs. Ok. Analog, iau, de exemplu, date istorice. Iau, nu știu, știu că apartamentul în care stăteam mi-a luat 10.000 de euro să-l renovez. Știu că apartamentul în care stau acum este cu 50% mai mare. Atunci, ok, mă va costa 15.000. Parametric înseamnă să adaug analiză statistică. Înseamnă să iau acele date istorice și să încep să adaug variabile. Este o metodă mult mai time-consuming, dar, iarăși, mult mai corectă. Îți dă rezultate mult mai apropiate de adevăr. Și, iarăși, este o alegere de timp și câteodată ești constrâns. Acum, dacă nu vrem să folosim niciuna din astea, mai avem, de exemplu, cu estimare în trei puncte. Și anume, cu most likely, optimist și pesimist. În triunghiular, toate trei adunate, împărțit la trei. De exemplu, vreau să, nu știu, merg la film. N-am mai mers la film de 10 ani. Mă gândesc, most likely, cât ar costa un bilet? 10 ron. Optimistic, 3. Pesimistic, 20. Le adun pe toate, le împar la 3, așa pot să ajung la o estimare. Iarăși, gândiți-vă că acestea sunt doar metode de a estima. Beta, iarăși, adaug mai multă greutate, most likely. Gândiți-vă că asta pot face când încep să fac... când îmi crește incertitudinea și complexitatea. Pentru că așa voi avea măcar un pic de buffer, așa voi avea o estimare mai corectă, care ia în calcul și riscul și oportunități. Există vreo întrebare până acum? Ok. Bun. În regulă. Deci, cum am spus, metodele astea de calcul sunt bune dacă nu știm ce va ieși. Să mă gândesc la alt lucru. Vreau să-mi fac o aplicație și cineva trebuie să-mi scrie cod. El îmi va da o estimare. Eu estimarea aceea pot să o trec prin acest filtru. În funcție, de exemplu, de cât de bun e sau cât de rău e. Pentru că ceea ce mi-a zis el nu înseamnă neapărat că se va întâmpla. Pot să vorbesc cu alți dezvoltatori în același timp care să-mi dea estimări și atunci pot să am mai multe puncte de date pe care le unesc, de fapt. Ok. Însă, toate lucrurile astea pe care le-am făcut până acum pentru timp au ca scop crearea unui project schedule. Nu știu, schedule ar fi orar sau program, dar nu mi se pare că sună perfect în română. Mi-am definit activitățile. Mi-am definit resursele și duratele lor. Acum trebuie să creez drumul critic. Știe cineva ce este acest lucru? A mai auzit cineva de chestia asta? Cel mai scurt drum până la țintă? Da, e exact. Este cel mai scurt drum în care eu îmi pot completa proiectul. Și ia în calcul cele mai lungi durate. De, cum am spus, e o definiție mai ciudățică, dar cel mai scurt drum în care eu pot să îmi îndeplinesc proiectul luând în calcul activitățile care sunt critice, pe care n-am cum să le sar, n-am cum să le exclud, n-am cum să le ocolesc, trebuie neapărat să trec prin ele. Iar acelea, pentru că am secvențierea activităților și pentru că am analiza logică, pot să identific acest lucru.
Toate lucrurile alea le facem pentru acest drum critic, pe care după aceea începem să-l analizăm. Deci, cum a spus colegul de mai devreme, cel mai scurt drum până îmi îndeplinesc proiectul, luând în calcul duratele cele mai lungi ale activităților. Pentru că în felul acesta eu iau în calcul incertitudine. De exemplu, stați să mă gândesc un pic la un exemplu. Vreau să construiesc o casă. Nu am cum să construiesc pereții până nu fac fundația. Fundația, pereții, acoperișul vor fi pe drumul critic. Aia îmi va fi durata minimă. Dacă eu nu am fundația gata când trebuie, nu pot să trec la pereți. Dacă nu am pereții gata când trebuie, nu pot să trec la acoperiș. În felul acesta identific activitățile care sunt critice, alea care nu pot fi mutate. Pe lângă asta identific și alte activități. Și de asta facem o analiză a drumului. În urma acestei analize, putem vedea ce activități pot fi împinse sau începute mai devreme sau amânate pentru mai târziu. Pentru că vom vedea activități care nu sunt neapărat pe drumul critic. De exemplu, la construitul unei case, finisajele. Nu trebuie să fie neapărat pe drumul critic. Eu pot să suprapun acea activitate cu alta pentru a salva timp. Și trebuie să identificăm aceste lucruri, pentru că vom avea devieri de la program, vom avea devieri de la timp. Și pentru a le controla, pentru a fi proactiv, noi trebuie să identificăm ce anume putem face dinainte. Ce activități putem să le controlăm, ce activități putem să le mutăm. Are sens până aici? Ok. Următoarea, cum putem să facem iarăși o analiză a acestui drum critic? Prin what if scenario. Ce s-ar întâmpla dacă? Prin această analiză putem să găsim și să identificăm riscuri. Iarăși, scopul este de a identifica cât mai multe riscuri și noțiunea de management e foarte totală. Trebuie să acționezi în foarte multe locuri, într-o anumită ordine, într-o anumită logică, pentru a identifica cât mai multe riscuri, pentru a avea cât mai multă certitudine, pentru a controla cât mai bine, pentru a-ți face viața mult mai ușoară. De aceea, scopul acestor lucruri este să le planifici și după aceea să le execuți. Invers e mult mai greu. Acum, crashing și fast tracking. Cum am spus, există o relație între resurse și timp. Ele se influențează direct, dar în același timp. Crashing, de exemplu, ar fi mie îmi întârzie o activitate. Îmi întârzie, nu știu, o zi, două, o săptămână, nu contează. Pot alege să aloc mai multe resurse pe acea activitate pentru a-i grăbi progresul, pentru a o termina mai repede. Acum, problema este că există un punct peste care dacă treci, valoarea adăugată a resurselor pe care le arunci în acea activitate începe să scadă. Gândiți-vă că vreau să-mi zugrăvesc o cameră și un muncitor mi-o face în 10 ore. Asta nu înseamnă că 10 muncitori îmi vor face acea cameră într-o oră. Pentru că ei poate nu mai au spațiu să se miște, n-au cum să se manevreze în camera aia ca să-mi termine într-o oră. Un exemplu de ce s-ar întâmpla chestia asta și se aplică la foarte multe lucruri. Fast tracking presupune să începem activități în paralel. Observăm că avem o întârziere undeva și pentru a salva putem să începem mai repede. Problema la acest lucru este unul la mână, iarăși consum mai multe resurse, deci implicit pot să am costuri mai mari. Și pentru că suprapun activități, există riscul de a reface munca. Pentru că se schimbă ceva. Pentru că nu mai există atât de mult timp. Eu, compresând foarte mult lucrurile acestea, dau naștere mai multor riscuri.
Și, iarăși, există vreo întrebare până acum? Nu, o completare. Plus că acțiunile sunt interdependente de multe ori. Da, absolut. Se influențează. Absolut, exact. Toate, hai să zicem că toate activitățile de pe drumul critic au interdependențe. Pentru că, cum am spus, nu poate să înceapă una fără să se termine cealaltă. Și da, există foarte multe interdependențe. Noi trebuie să le identificăm, pentru că identificându-le putem să le controlăm. Putem să știm ce anume să facem și unde și când. Ok. Și la sfârșit, document am zis aici pentru că scopul este să-ți iasă un Gantt chart. Scopul este să-ți iasă o listă de activități cu resursele de care ai nevoie și care sunt duratele și care le este secvențierea logică. Pare greu, nu știu, pare, dacă n-ai făcut-o niciodată, poate fi un pic înfricoșător, dar nu este atât de greu. Ușor, ușor, aproape, aproape, cu ajutorul altora cu care lucrezi, asta se poate face. Ok. Bun. Dacă nu mai există nicio întrebare, putem să continuăm acum. Ok. Trecem la cost. Cum am spus, avem o structură pentru toate lucrurile. În primul rând, pentru a putea manageria cum trebuie costul, pentru a îl putea urmări cum trebuie, trebuie să creăm un plan pentru acest lucru. Toate competențele sau toate zonele de interes în management de proiect au planuri în spate. Cum anume le coordonez, care le este scopul, care le este echipa, care le este frecvența la care se întâlnesc, cum raportează, cui, care le este ierarhia. Lucrurile astea trebuie să existe, pentru că creează transparență și, cum să zic, facilitează comunicarea. Ok, bun. În planul de management al costului voi avea scopul. Cum am spus, presupunem că scopul este foarte bine definit, pentru că de acolo plecăm. Vom avea unitățile de măsură. Cum anume calculez? Voi calcula în chile, în livre, în tone, în metri cubi? Cum? În dolari, în ieni? Precizie și acuratețe. Lucrurile astea sunt diferite, iar aici am pus câteva poze ca să arate exact ce înseamnă fiecare. Cum să zic? Precizia va fi cât de bine estimez. Precizia va fi cât de mult, cât de exact sunt în estimări. De exemplu, dacă estimez de la 0,9 până la 1 sau o las așa. Pentru că aceste lucruri, de aceste estimări de 0,10, iarăși dacă, nu știu, aproximez în plus sau în minus, la a doua, a treia decimală, la prima, care? Pentru că lucrurile astea contează. Dacă eu am un proiect de 100 de oameni, aceste mici estimări și aceste mici ajustări vor face o diferență foarte mare la sfârșit. Pentru că dacă eu estimez în minus, de exemplu, tot timpul și am un proiect pe 5 ani cu 200 de oameni, o să am o problemă la un moment dat. Lucrurile astea trebuiesc exprimate, trebuiesc lămurite și trebuiesc zise cum au fost făcute, pentru că vor determina ce se întâmplă mai încolo. Acuratețea se referă la gradul meu de cât de bine am nimerit la țintă față de realitate. Cât de aproape mi-a fost estimarea mea de realitate. Asta poate să mi se exprime în procente. De exemplu, fac aceste estimări. Voi avea în planul de management al costului care îmi este marja de acuratețe. Cât anume pot să am voie să ies din ce am estimat fără să am nevoie, nu știu, de intervenția vreunui superior sau ceva de genul. Cât de aproape am voie să fiu sau nu. Gândiți-vă iarăși în felul următor. Ziceam mai devreme că există proiecte care nu s-au mai făcut niciodată. Pe măsură, de exemplu, prima estimare a acelui proiect va fi undeva între
10% și 150%. Ca și acuratețe. Pentru că nu știu. Pe măsură ce încep să fac iterații, pe măsură ce încep să creez mai multe planuri, să identific mai multe lucruri, marja asta, range-ul ăsta începe să-mi scadă. Și începe să fie din ce în ce mai precis. De exemplu, în pozele astea, low accuracy, low precision. Haideți să vă zic un exemplu care să-l explice un pic. Am o fabrică care face pantofi. Dacă trebuie să-mi facă, acea fabrică trebuie să-mi facă măsura 40. Dacă ea non-stop îmi scoate 41, dar toate bucățile 41, atunci acuratețea mea e foarte mică, dar precizia mea e foarte mare. Pentru că toate ies prost, dar acuratețea mea cât de aproape ar trebui să fie de corect, toate sunt departe. Pentru că nu am numărul corect, nu am ce să fac cu ele, nu pot să le vând. Nu știu, vorba vine. Ca idee. Ok. Iarăși, ca să pot să fac un management bun al costului, trebuie să am puncte de control. În cadrul VBS-ului, în cadrul programului, schedule-ului, tu vei identifica milestone-uri. Tu vei identifica puncte cheie de-a lungul proiectului. Puncte în care se termină un livrabil mare. Ele sunt foarte importante. Acum, de exemplu, point of no return. Ăla este un milestone. Sunt multe proiecte care nu mai rentează financiar, adică pierd bani și sunt în spatele programului unde trebuiau să fie, dar sunt ținute în continuare. Pentru că după 7 ani, dacă mai îmi ia 2 să termin, eu voi pierde pe total mai puțin bani dacă investesc și duc la capăt decât dacă opresc totul acum și rămân fără nimic. Deci, de asta trebuie să identificăm aceste lucruri. Și asta, de exemplu, e o distinție importantă, pentru că unele după un punct trebuie să se termine, pentru că altfel nu am nicio șansă să recuperez absolut nimic și mai bine investesc puțin decât să pierd tot. Și aceste puncte de control pot fi în jurul acestor momente, pentru că atunci pot să determin dacă are sens, e viabil sau nu. Ok. Estimarea costurilor. La fel ca și la timp, folosim aceleași metode. Folosim tot parametric, prin analiză statistică, prin includerea variației statistice. De exemplu, asta poate fi făcută prin software. Și un exemplu pe care îl am de astfel de estimare. Lucram la un moment dat pentru un client din Anglia și aveau, proiectul pe care eram era implementarea de SAP. Un proiect foarte mare. Vreau să schimbe foarte multe țări din Europa, foarte mulți oameni. Ideea este că ei mai făcuseră astfel de proiecte, doar că nu de anvergura asta. Ei ca și organizație aveau date istorice pentru absolut tot ceea ce făcuseră timp de 50 de ani. Aveau foarte multă analiză istorică și aveau anumite tool-uri, anumite programe de ale lor pe care tu le foloseai și începeai să pui parametri, începeai să pui variație. Câți oameni am? Ce complexitate? În ce geografie operez? Cum este mediul legal? Ei aveau aceste lucruri create. Iar la sfârșit îți scotea exact o aproximare care era mai bună decât ce ai fi putut să faci tu singur, pentru că lua în calcul date istorice de-a lungul a decenii. Îți scotea o estimare pe care tu puteai să o folosești. Asta ca exemplu de parametric și cum putem să facem, pentru că trebuie să incluzi variabile. Câți oameni, pe ce durată de timp, în ce geografii, pe ce fusuri orare, toate lucrurile astea contează. Îți vor impacta orele de lucru, de exemplu. Ok. Iarăși, la cost pot să fac și bottom-up și top-down. Pot să le fac pe ambele, spre deosebire de timp unde trebuie să fac bottom-up. Am din nou free point estimating, la fel ca mai devreme, și analiza rezervelor. Ok, în principiu, tot ceea ce avem noi, tot ceea ce estimăm, trebuie să conțină o rezervă. Acum, ideea nu este dacă eu am o activitate care face 9 zile să pun 10 și atunci mi-am calculat riscul. Nu atât de simplist. Tu trebuie să te gândești la nivel de livrabil, la nivel de perioadă, de milestone. Tu te gândești un pic mai departe.
Și trebuie întotdeauna să-ți setezi niște rezerve în funcție de incertitudine și în funcție de riscurile pe care le ai. Chestiile astea le definești în timpul analizei riscurilor. Cum, de exemplu, am zis și în alt curs mai săptămâna trecută, apropo de apetit și toleranță. Care mi este toleranța la risc și care mi este apetitul? Cât de mult mă arunc spre el și cât de tare? Chestia asta îmi va afecta analiza rezervelor, pentru că în funcție de acest lucru voi lua rezerve mai mari sau mai mici. Însă ele trebuie întotdeauna să existe. Bun. După aceea, altă variantă pe care o avem, de exemplu, dacă facem bottom-up estimating, putem să agregăm toate costurile. Putem să facem suma absolut tuturor activităților pe care le-am identificat, tuturor resurselor și să ajungem la o sumă. Ok. Acum, ideea este în felul următor. Noi, după ce estimăm toate aceste costuri, trebuie să obținem un buget. Bugetul este diferit față de costuri, pentru că unul la mână, costurile mele sunt în primul rând o estimare, după aceea bugetul meu poate varia, pot primi mai mult, mai puțin, pot primi exact atât, n-am de unde să știu, sau ai de unde, dar nu e subiectul de acum. Și pot să creez chestia asta. Acum, aici imaginea asta explică un pic de ce trebuie, de ce agregăm costuri și de ce trebuie să avem o analiză a rezervei. De exemplu, pe activități, eu pot să-mi iau un mic contingency, pot să-mi iau o rezervă. După aceea, la nivel de livrabil, îmi adaug alta, pentru că am alte riscuri. Munca este diferită, nivelul la care privesc este diferit. Unul este mult mai granular, unul nu. Toate chestiile astea se agregează, toate costurile astea se adună și asta îmi face până la urmă mie bugetul. Ok, există întrebări până acum? Ok. Bun. Ok. Am zis că vrem să controlăm costurile. Sau trebuie să controlăm. Poate vrem, poate nu vrem, trebuie. Putem face asta prin câteva metode. Așa nu. Ceea ce am zis aici, Earned Value Management. Metodologia se bazează pe logica că eu am Planned Value, care este valoarea planificată, estimată a muncii, earned value, valoarea pe care eu am primit-o în urma muncii depuse și costul actual pe care eu îl am. Ok. Ce e important de înțeles aici? Cum am spus, planned value este valoarea planificată. De exemplu, vreau să construiesc un gard de 10 metri. Îmi iau un metru pe zi. Planned value ar fi ăla un metru pe zi, la 10 lei. Earned value ar fi, eu am construit un metru 1,2 sau 0,8. Nu știu de ce. Nu, unele din lemne n-au fost bune, terenul n-a fost nivelat, muncitorul n-a venit la timp, a plouat, mii de motive. Earned value ăla poate să fie mai sus sau mai jos decât planned value. Și actual cost este cât m-a costat. Dacă m-a costat, de exemplu, cel mai nașpa scenariu aici ar fi earned value de mai mic și actual cost mai mare. Și atunci am o problemă destul de serioasă. Ok, există întrebări până aici? Ok. Bun. Trebuie să înțelegem diferența între ele, pentru că există metode prin care noi putem să urmărim proiectele. Și ce am zis aici, sunt foarte multe formule, nu o să intrăm în toate. Cost Performance Index și Schedule Performance Index. De exemplu, hai să zicem în felul următor. Și o să vă povestesc exemplul real. A trebuit să fac lucrurile astea la un moment dat. Ideea e în felul următor.
tu știi că, iarăși, de dragul exemplului, am un an de zile, pe un an de zile, sau nu, am 10 săptămâni, e mai simplu. În 10 săptămâni trebuie să ajung la 100%. Ăla mi-e planul de 10 pe săptămână. Sau poate nu. Poate am 10 pe săptămână, după aia 20 într-o săptămână, 5 în alte 2 și tot așa. Eu, dacă am identificat cum trebuie activitățile, dacă am identificat cum trebuie dependințele, duratele, resursele, actualul meu va fi mult mai aproape de planned. Cam asta este ideea. Și earned-ul la fel. Am 10 metri de gard, un metru pe săptămână. Fac procente. Câte procente voi evolua în fiecare săptămână? Și după aceea revizuiesc aceste procente săptămânal cu oamenii care trebuie să le facă. De exemplu, aveam un proiect și trebuia să facem chestia asta. Am creat-o împreună cu oamenii care lucrau. Ei și-au dat procentele, ei și-au identificat munca, au fost total de acord. Ce s-a întâmplat? Ei trebuiau să zică cât anume au completat din ce anume aveau de făcut. Dacă trebuia să termin săptămâna asta, atunci ar trebui să fie 100%. Bine, e destul de subiectiv, dar poți să setezi niște limite, poți să setezi niște guidelines-uri, cum anume ar trebui să se întâmple și unde te învârți, în ce plajă. Ei își dădeau aceste procente. După aceea eu puteam, făcând analiza lor, făcând formulele, puteam să văd, de exemplu, puteam să previzionez că proiectul urmează să rămână în urmă din punct de vedere al timpului și să meargă peste din punct de vedere al bugetului. Pentru că observi trenduri și pe baza acestor lucruri scoți indici. Iar indicii aceia poate să-ți arate care este direcția în care mergi. De exemplu, la cost performance, dacă este mai mic decât 1, e ok. Pentru că eu înseamnă că primesc mai multă valoare cu mai puțin. Dacă schedule-ul meu este mai mare de 1, iarăși e un lucru bun. Înseamnă că eu primesc mai multă valoare pentru o unitate de muncă, indiferent cum ar fi ea definită. Ok. Există vreo întrebare până aici? Ok. Bun. Aici e o imagine legată de bugete și de aceste rezerve. De exemplu, cum am spus, se poate vedea planned value. Deci asta mi-e budget at completion pentru ce am primit eu autorizare, pentru ce am primit eu fonduri, bani. Actual costul meu poate să fie mult mai mare. Poate să meargă peste. Pentru că am această rezervă, eu nu este un dezastru. Earned value meu iarăși poate să fie mai mic. Lucrurile astea se schimbă și trebuie să le analizez, trebuie să le urmăresc. Altfel nu pot să le văd. Ok. Cam asta a fost din partea mea. Există întrebări? Vrea cineva să se discute despre altceva? Ok. Atunci, mulțumesc pentru participare și pe data viitoare. Mulțumim! Ok, mersi! Pa!